Pentru ca autoritățile să nu fie prinse pe picior greșit, prefectul Eugeniu Avram a declarat că se va constitui un comitet de lucru care va verifica gradul de pregătire și de reacție al forțelor cu atribuții de intervenție în situații de risc. Dispus convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență într-o ședință ordinară să analizăm două puncte. Avem la ordinea de zi, sigur, și diversele. Punctul 1. Riscurile existente la nivelul de satul mare și managementul acestora. Am cerut să fie identificate riscurile pe specifice și caracteristice UAT-urilor sau zonelor administrative, în așa fel încât să putem fi în măsură să le gestionăm, în cazul în care, ferească Dumnezeu, să iubesc situații de urgență. Cele mai vulnerabile zone la cutremur sunt Careiul și Halmeul. Aici pot avea loc mișcări tectonice cu intensitate de până la 7 grade pe scara Richter. Acesta este și motivul pentru care, anul trecut, la Carei, a avut loc cel mai mare exercițiu de simulare a producerii unui cutremur organizat în ultimii 20 de ani în județ. Zonele inundabile care le avem sunt materializate cu albastru. Zona este de aici, din partea stângă a județului, zona cu risc seismic mare. Observați accident chimic, zona Careiului, accident radiologic. Incendii de pădure materializate, cu romburi sunt materializate alunecările de teren, care le avem pe zone. Zona Halmeului, unde avem risc exploziv incendiar la cele două obiective, Halmeu și Porumbești. Toate aceste riscuri sunt materializate. Extras din această hartă a fost transmis la fiecare comună în parte, la fiecare unitate administrativ-teritorială pentru întocmirea acelui plan de analiză și acoperire a riscului. La nivelul inspectoratului, planul de analiză și acoperire a riscului a fost aprobat în ședința Consiliului Județean. În el sunt cuprinse toate unitățile care ne pot sprijini și care conlucrăm în managementul situațiilor de urgență, precum datele de contact. Suntem în măsură să putem face oricând față unei intervenții de amploare. Potrivit aceleași surse, zonele cu risc chimic cel mai ridicat sunt Porumbești, Halmeu și Satu Mare. Tot la nivelul municipiului reședință de județ există riscul producerii de inundații sau de eșec al utilităților publice.